Astăzi este o nouă zi, o nouă curiozitate, deoarece astăzi vreau să mă transform din nou în Mara, vreau să-și facă Darusel din nou prezența cum ar veni practic cu Mara. Bă, de ce s-a făcut noapte, bă, stați-vă puțin că ceva e neregulă, mă, eu abia am început ăsta să fac acum, am zis că e dimineață și acum s-a făcut noapte, mă, ce se întâmplă, mă, afară, mamă, vremea asta s-a dat și ea peste cap, s-a dereglată tot cu toate chestiile astea, dar astăzi vreau să mă duc la Darusel înainte de toate, pentru că vreau să văd ce planuri are, să vedem ce o să facă el astăzi. Eu o să-i zic tot așa, că o să plec sau vedem noi ce o să-i spune și toate chestiile astea, că în caz că o să vină cu Mara, adică cu mine, practic fake, cum ar veni, cum o știu, o să fie o costumat, o să vină poate pe aici și o să se întrebe bă, da, de fapt unde era fel și toate astea și poate își pune niște semne de întrebare așa mai ciudate, dar în fine, hai să mergem la Darusel să vedem ce face el și scrieți-mi acolo în comentarii dacă credeți că astăzi Darusel va face niște chestii, adică, na, nu, voi uitați-vă la părțile trecute ca să vedeți despre ce e vorba, nu vreau să mai zic prea multe, hai să vedem ce face și Darusel și toate chestiile astea de genul. Darusel? Bă, dar, bă, ce, bă, alo, bă, bă. Bă, ce faci? Bă, ce faci mai aici, bă, Darusel? Iar te-ai costumat, în ce te-ai costumat, bă? De ce te-ai costumat? Ia de puțin capul, ia arată capul, dă așa capul, dă capul în jos, să vedem. Dă-i așa, să vedem. Păi mă uite așa, mă, deasupra, mă, stai puțin, Darusel, mă, stai puțin. De ce te-ai costumat în fermier? Iar te duci acolo la fermier, la astea? Da, bă, pa! Stai, nu, fiate, bă, Rafael, e tu, pa! Eu o să mă duc să mă joc, Ion, ok? Hai, un, dă-i, fullbox, fullbox, fullbox! Mă, ce te auzi așa, bă, Darusel, stai puțin, în primul rând, nu mai vorbi peste mine, că nu știu ce te auzi așa, mă, Darusel, nu înțeleg. Mă, ce s-ai făcut, Darusel, ce-ai pățit, Darusel, gen, te-ai îmbrăcat așa și devii fermier și acum ce, în schimb, și, gen, nu știu, ce, mă, Darusel, mă, ce faci tu azi, că nu te înțeleg, ai zis că te devii la fermă, te-ai îmbrăcat în fermă și acum te pui la calculator, ce înseamnă asta? Eu vreau să plec la fermă, stai, Darusel, ce nu înțeleg să stai așa puțin. Așa, mă, Darusel, ce tot faci tu azi, că nu te înțeleg, adică te-ai îmbrăcat așa, te duci în fermă, mă, dar s-a făcut noapte afară, tu, de ce s-a făcut noapte, Darusel, ai ceva să-mi spui, Darusel, iar faci tu magii din alea de să faci noapte afară și toate chestiile astea de genul, Darusel, sau că, acum o să faci în zi, mă, Darusel, ok, lasă-mă cu prostile tale, bă, Rafael, fii antenă, eu o să mă duc mai târziu la fermă. Ce, stai, mă, că te întrerup, bă, Darusel, mă, ce, bă, Darusel, tu și în realitate ai lag ca pe Discord, ca pe astea când vorbim, mă, ce se întâmplă, Darusel, cu tine? Da, Darusel, foarte amuzant, ești, în fine, mă, Darusel, înțeleg toate chestiile astea, dar nu înțeleg faptul ce o să faci tu astăzi, mă, de ce, mă, că tu așa, bă, Darusel, ai gaură aici, doamne, Darusel, ce se întâmplă cu tine? Bă, lasă-mă, bă, Rafael, lasă-mă, că fii antenă, eu să mă duc să mă joc eu, hai, Oni, dă-i, full box, full box! Da, ok, pa, Darusel, pa, Darusel, ok, da, bă, Darusel, am plecat, poți să nu mai țipi așa de tare, că deja țipi în toată casa și nu înțeleg. Gata, mamă, deci nu-mi vine să cred așa ceva. Uitați-vă puțin la Darusel, nu înțeleg de ce s-aude așa în felul ăsta. Ce mă enervează, nu știu ce face el. Face numai tâmpenii, Darusel, pă bune. Adică n-am ce să mai zic sincer, mă, dar ce tot face, mă, ăla acolo, mă, bă, pă bune. Nu știu, mă enervează, dar, aolo, mă, dar cum poate să fac ceva de genul să mă transform în Mara și după să dea Darusel cum ar veni să se întâlnească și cu Mara, dacă Darusel văd vede încă stă pe calculator, ai zis că s-o ce după la fermă, cum putem să faci noi astăzi, e întrebarea mea, pe bune. Ok, în fine, o să mă duc eu sus și să vedem ce face Darusel și toate astea, că deja nu se mai poate. Ioane, bă, dar n-am dat bug, ce fai, Ioane, eu cu tine nu mai joc. Pa! Așa, băi, și fiată, să-mi iau telefonul și o să sun pe Maia, pe mama Mara. Așa, 1, 2, 3, 5, ce faci, mă, la o sună pe Mara, mă, stau puțin cum adică o sună. Deci, bip, alo, Mara, alo, bă, dar de ce nu răspunde, alo, Mara, alo, băi, alo, răspunde, tată, alo, Mara, alo, ok, dacă nu răspunde, apoi eu să plec. Bă, dar de ce nu răspunde, că fii antenă, eu vreau să-i prezint ferma, să-i fac frumos, să-i aduc pizza, burger, orice, dar dacă nu vreau, ok, pa. Ok, am înțeles, dar cel practic vrea să vorbească cu Mara, nu înțeleg de ce, stai puțin, trebuie să iau telefonul, dar înainte de toate, de fapt, stai puțin că nu trebuie să mă costumez, eu că dacă mă costumez nu prea e bine că sunt în casă aici, o să iau telefonul, o să-l sun pe Darusel înapoi, sub pretextul că sunt Mara, cum ar veni și toate chestiile astea de genul, să vedem ce o să zic că Darusel, deci Darusel a zis că vrea să-i arate Marei cum se duce el la fermă, cum el fermier, bă, asta e interesant, sincer, adică nu știu dacă ar vrea Marea să vadă asta, o fată, dacă ar vrea să-l vadă pe Darusel fermier, în fine, bă, ce tot face, bă, la acolo, bă, dar, ce face, bă, la, bă, alo, Darusel, bă, Darusel, mă, Darusel, termină cu, bă, unde a plecat, bă, ok, deci Darusel a plecat, wow, super amuzante, Darusel, pe bune, Darusel, ești cel mai amuzant, știi, Darusel, dacă ești acolo, joc.
serios, ești cel mai amuzant, pe bune, în fine. Hai că mă duc eu acum să vedem ce putem să facem și toate astea. Trebuie să-l sunăm pe Darusel, te fac un salut puțin, mă. Să sune Darusel înapoi, nu mai stai eu să-l sun, pe bune. Adică, bă, asta mi se pare cam ciudat, adică nu înțeleg. Bă, Darusel deja mă cam enervează, știi ceva, nici nu cred că o să mă mai transform în Mara, că n-am niciun chef cu Darusel. Adică știi și voi cum face Darusel. Până la urmă, zici că sunt cei mai nebun, practic, prieten cum ar veni, nu că altceva, pe bune, adică în fine. Da, bă, ce fac? Bă, alo, ah, da, uitați-vă, pe bune, la Darusel, deja nu mai supăr, sincer. Cred că ar trebui să se ducă ziua asta să mă bag din rela somn, că nu se mai poate cu Darusel, sincer. Alo, Mara, alo, ia, sun, alo, Mara, mi-mi plac verele, Mara. Bă, răspunde odată. Bă, tu unde s-o temă, în fine, s-a spus că mă duc aici la bucătărie, în fine, hai să vedem să-i răspunde. Alo, cine sună? Alo, cine e la telefon? Mama. Ai, mă, Darusel, tu ești, mă, tu e rea, mă, tu iar faci mișto de numele meu, dar ce-i tu cu numele meu? Adică pe bune, Darusel, puțin. Scuze, Mara asta, Mara, fii atent, Mara, vreau să ne întâlnim la bannerul meu, ok, pa! Ce? Ok, uitați-vă la Darusel, pe bune, a încheiat și telefonul, practic, bă, cum să închizi telefonul la o fată, frate, în felul ăsta? Darusel, nu știu, e prea ciudat, sincer, nu știu, la modul cel mai serios, e cel mai ciudat copil din lume, dar eu trebuie să mă costumez, bă, dar zis că să o ții la diner sau ceva de genul, în fine, hai să vedem totuși, bă, dar unde e mă ăsta, Darusel, bă, unde ai, scuze-mă, Darusel, iar ești pe aici, mă, ce caut, da, nu e nicăieri, bă, Darusel, unde ar putea să fie mă ăsta, o să fie dus deja la diner, mă, interesant, bă, Darusel, ești pe aici, Darusel, bă, mă auzi, Darusel, da, ok, deci Darusel cred că deja s-a dus la diner, interesant, chiar foarte, foarte interesant, e bine pentru treaba asta, eu o să mă duc să mă costumez acum, Mara, să vedem ce putem să facem ca Darusel, să vedem ce o să facă și el, ce o să zică Mare despre toate chestiile astea. Chiar sunt foarte curios cum o să fie ziua de astăzi, cum o să decurgă, pentru că Darusel să ducă o fată la fermă, la un date la fermă, nu înțeleg ce ar putea să facă, dar chiar sunt curios. Hai să vedem, ne costumăm și mergem la burger, acolo la restaurantul lui Darusel, să vedem de acolo ce o să urmeze. Bun, ia mă să vedem cum arată, mamă, uitați-vă, perfect arată, genial. Acum o să mergem la diner la restaurantul lui Darusel, să ne ducem acolo frumos, să vedem ziua de astăzi cum o să decurgă Darusel și cu Mara. Eu o să zic, scrieți-mi în comentarii ceea ce credeți voi că se va întâmpla între Darusel și Mara, pentru că eu cred că Darusel și cu Mara o să fie cei mai buni prieteni, nu știu, adică gen prieteni de Adam, practic știți cum e cu Alice, practic cu fana nebună Darusel, o să fie și mai rău Darusel cu Mara, sincer, nu știu, așa cred, nu cred că o să fie împreună cu ea, cred că o să fie doar așa, da, amici de ăștia, prieteni de ăștia nebuni care o să facă toate drăciile, bine, eu n-aș vrea să fac, dar trebuie să ne conformăm practic la situațiile lui Darusel, pentru că n-am ce să fac altceva, în fine, hai să mergem aici să vedem ce se întâmplă, unde este Darusel, ok, să intrăm acum, alo, Darusel, ești aici? Mi-ai spus să vin, Darusel, unde ești? Darusel, alo, Darusel, mă, ce, Darusel, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat aici? Darusel, alo, mă, ce, Darusel, vorbești cu mine, Darusel, mă, Darusel, ce-i pățit? Ia, hai, alo, ce faci? Mă, ce, alo, Darusel, nu ești la telefon, mă, dar, ce-i pățit, Darusel, ce-i pățit de te auzești? Ei, Darusel, vezi că se strică astea pe aici, Darusel, nu mai dau, nu mai pune apă și cu asta, mă, ce ai tu, Darusel, ce-ai pățit? Păi fii antenă, bă, eu vreau să-i ceva, deci fii antenă, eu un cap de dragon și vreau să-l dau ție, uite. Nu, Darusel, nu vreau, dar ce-i pățit, mă, de ce vorbești așa, Darusel, că ești nervant, pe bune? Am răcit! Darusel, da, de ce ești îmbrăcat așa? Ce-i pățit? De ce n-ai un pantalon? Ai doar o pereche? Ce-i pățit, Darusel? Vrei să-ți cumpăr eu niște haine? N-ai bani, Darusel, că ai și restaurantul ăsta. Eu m-am îmbrăcat special pentru tine, Darusel, dar poți să vorbești normal, cum ar veni, cum trebuie să vorbești, că mă cam sperii, Darusel. Adică, tu știi, în fața unei fete nu trebuie să vorbești cu o voce așa mai groasă, mai ceva, Darusel, trebuie să vorbești. Ia-o tu cu ochii, hai să mergem! Hai, urcă, habibi! Darusel, dar unde să urc? Tu m-ai chemat la restaurant și acum ce se întâmplă? Ce-mi faci tu mie? Adică unde mă duci, Darusel? Nu m-ai chemat la restaurant? Unde plecăm? Ba, da, fii antenă, eu vreau să duc într-un loc special! Ha, păi, Darusel, dar eu n-am mâncat nimic, l-am dat și mie un burger. Fii antenă, uite, ia, uite! Ia și mănâncă, ce fetiță, ia și mănâncă! Darusel, nu ești amuzat, dar ți-am mai spus, Darusel, că... Îmi dai mere că mă cheamă Mara, am înțeles, Darusel, foarte amuzat. Bă, Darusel, dar ți-am zis că
nu mai ești amuzant, pe bun, adică nu trebuie să faci treburile astea. Eu te cunosc pe tine și tu nu ești amuzant, dar eu să-l poți să înțelegi treaba aceasta? Dar nu, dar fii antenă, Mara, eu aveam merele astea, le aveam de mult, nu sunt expirate. A, sunt expirate, da, mamă, foarte amuzant ești, dar să-l mănc, gata, mă, dar să-l cum se expire, mă, merele, pe bun, adică sunt în copac, în fine, hai mă, și unde vrei tu să mă duci, că nu înțeleg, adică, pe bune, dar să-l ce-ai plănuit tu astăzi, adică, de ce ești îmbrăcat ca un fermier? Ești îmbrăcat ca un fermier? Dar să-l dați, de ce te-ai îmbrăcat așa că nu înțeleg ce e și cu aia în capul tău? Nu, dar fii atent, urcă. Acum pe bune, pe bune. Pe bune ce? Dar să-l, mă, eu nu te înțeleg, dar să-l, ce vrei să faci? Adică, ce e asta? Ce e aici? Cine, dar să-l, cine e omul ăsta? Că mi-e rușine, dar să-l, hai înapoi, dar să-l. Salut, frate, salut, ce faci, alu? Ok, da, ok, bun, ești fii antenă, Mara, patul să-l cheamă McGregor și ele sunt fermier, ca mine, Da, dar să-l, da, poți să nu mai urli așa, că ești nervant, pe bune, gata, dar să-l termină cu treburile astea, că noi, eu mă supăr, dar să-l, pe bune, și nu mai vreau să mai fim prieteni, dar să-l, ești prea nesimțit, pe bune, adică ce înseamnă asta, tu așa, vrei să-mi prietenez, fete, ca cum ce, acum tu mă duci pe mine la fermă ca și cum impresionez o fată, cum să-mi impresionez o fată la fermă, dar să-l, ești foarte ciudat. Ok, lasă-mă că fii antenă, vino la cute, vino. Ok, o să vin, mamă, uitați-vă puțin la Darusel, pe bune, mă, ce faci, ok, mă, ce vrei, Darusel, dar de ce să vin cu tine aici, Darusel, ce să caut la fermă? Păi fii antenă, uite, dacă vii aici, o să fii foarte, chestii frumoase, uite, aici, fermă, ia, atinge! Mamă, ce-mi place ea. Ce bine. Dar să ești prea ciudat, adică nu mai ești amuzant, să știi. Mi se pare că ești ciudat, dar să nu mi se mai pare că mai ești amuzant. Mi se pare că ești foarte ciudat, dar să le. Ok, fiente, nu te. Dacă tu vrei, poți să iei, uite, ia de aici. Ce să iau? Mă, dar să, ce face? A, păi și cu tractorul ăsta, dar să știi, sunt două tractoare aici, mamă, cât de interesant, bă, dar să știi că mie chiar îmi place agricultura, dar nu, ia fii antenă, cum era? Împodobește mamă bradu și scoate florile. Împodobește, bă, s-a stricat asta, s-a stricat, fii antenă, uite, asta e ferma mea, bă, se numește ferma El Darusele, mama Melo. Dar să, tu ai și ferma, ai și restaurant? Da, pe fii antenă, eu sunt șmecher, uite, am mușchi, ia, fii antenă, bam, bam, stai, fii antenă și bam, fii antenă, ia, o flutare, asta e flotare tare așa la tine, mamă, cât de fraier ești tu, Darusele, nu o să impresionezi nicio fată în viața ta, Darusele, nu o să ai parte de nicio gacică, tu că tu-i fraier. Ce? Ia du-te tu de aici. Ok, uitați-vă puțin la Darusele când face, mamă, deci plânge Darusele în ultimul hal, pe bune, nu știu care e faza, că ok, am stricat astea pe aici, în fine, nu mai gândesc asta, dar Darusele e cam ciudat, sincer, adică nu știu de ce face treburile astea și ce se așteaptă el, dar duce pe Mara, pe bune, fix aici, uitați-vă pe bune, gen, nu înțeleg ce tot face el acolo, deja. Ce faci? Dar să, bă, ce cauți acolo? Bă, vezi că aluneci, du-te, vine înapoi. Bă, ce cauți acolo? Noapte bună, lume crudă. Dar să, ți-am spus că nu mai ești amuzant, pe bună, adică ți-ai pus ceva. Dar să, gata, termină cu chestiile astea. Uite-te la mine, bă, gata, uite-te la, mă, dar să, dar și ce căutăm? Ce căutăm la fermă? Îmi prezint și mie, tu poți să fii și tu un om normal, dar să, poți să te comporți normal, dar să, că nu impresionezi pe nimeni, ca să știi. Ok, deci fii antenă, asta este ferma mea. Uite, eu am fermă cu McGregor și fii antenă. Practic, de aici ai tu mâncare? Singură, lasă-mă să vorbesc. A fost la un YouTuber, îl cheamă, am uitat. Ce? Cum adică? Ferma YouTuberului? Cine? Ce? Adică? Păi nu știu, că am uitat numele. Cum? Ai zis că e ferma lui McGregor? Păi da, e ferma mea, a lui McGregor și fii antenă. A mea fost un YouTuber care a fost acest și ne-a ajutat. Da, i-am uitat numele, din păcate. Păi stai puțin, dacă el a venit aici și te-a ajutat, nu înseamnă că e ferma lui, tu gândești, bă, dar să le ești prea prost ăla, pe bune. Nu, gata, e ferma mea, ta și mără că e ferma mea și fii antenă. Eu vreau ca tu să muncești, așa că hai, rapid, dai cu sapa. Ce sapă, dar să, că n-am nicio sapă. De unde să dau eu cu sapă? Mă, dar să, pă bune, eu sunt un copil. Dar să, ai zis că vrei să-mi arăți orașul sau ce ai zis că vrei? Tu ce mi-arăți, dar să, la aici? Nu știu, uite, ia sapă, hai, mai repede, hai! Rapid, hai! Dar să cred că pe mine m-a chemat mami cu tatia, că mă duc acasă. Pa, dar să, pa! Ok, uitați-vă, pe bune. Da, uitați-vă, dar să, l-a rămas acolo, pe bune. Nu înțeleg care e faza cu el, cum se comportă el toate treburile astea. Nu înțeleg ce vrea el să demonstreze, dar în fine, mi se pare totuși amuzant, dar e cam ciudat, mă, dar să-l astăzi. Nu știu de ce, adică face, nu, bă, eu nu înțeleg, dar să, ce are în minte, sincer, pe bune. Adică eu v-am zis, ăștia nu o să fie împreună. După mine clar nu o să fie împreună, doar o să fie niște prieteni așa. Bă,
nu stau cu tine, că era să vorbesc cu vocea mea, era... Ce? Dar să zic peste mine ce se întâmplă, măi, ai nebunit, dar să ești cu capul ăsta zărău de tot, pe bune, adică pe bune, acum, mă, și minun... Da, ok, ok, uitați-l, dar să zic, ce puteți să-i faceți mai mult datului, dar să zic, adică uitați-l pe bune, cum face toate treburile astea, în fine, hai să ne ducem acum, mergem după el, dacă îl mai găsim și să vedem ce mai facem noi astăzi, pentru că până acum, gen, am prezentat asta pe aici, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Mâinile sus, mâinile sus și în spate cu mâinile, în spate cu mâinile, în spate. Mă, dar să, dar să te fugi și de poliție, dar să tu chiar ești nebun. Dar să tu nu vezi că nu știi nici să mai vorbești, adică pe bune, termină cu prostiile astea, acum ce vrei să faci tu, dar să le astăzi, că nu prea te înțeleg, adică tu ești cam prostă la apă, dar să le, da, asta trebuie să recunosc că tu ești prostănac. Ok, deci antena, hai cu mine în mașină, urcă. Urcă în mașină, că fii antena, eu vreau să te duc în două locuri speciale. Ok, ce locuri speciale, dar să, că mai dus în niște locuri speciale și te-ai luptat cu ursul, ai vrut să pui un urs pe mine acolo la bowling și tot pe tine te-a omorât ursul, adică a dat în tine și fugeai de el. Ce înseamnă asta, dar să, adică pe mine? Nu, dar nu, eu mama a fost, mama. Cum adică mama ta? Bă, dar ce cu mama ta? Adică, da, când mi-o arăt, unde e mama ta? Nu contează. Ok, dar să ești cam ciudat de fel, asta trebuie să spun eu. Acum, unde mă duci? Ești fiantină, prima oară vreau să duc în locul ăsta, că fiantină, tu stai aici. Alu, stai aici. Bă, bune, uita să-l adar să-l, adică nu înțeleg el ce fac. Bă, stai puțin, că acum nu sunt cu mașina de poliția asta, nu e bine, asta nu e bine, trebuie să o las la o parte, că nu e bine, dacă mă vede cineva, cred că, mamă, nu e bine. Ok. Alu, Darcel, unde duci, bă, alu, bă, ce faci, bă, ce... Perfecta, sau e perfecta? Ce faci, dar să aici? M-ai speriat! Și m-ai lovit, uite, m-ai lovit aici! Dar ce cam ți-ai zis la oameni aici? Ți-a dat cineva voie să vii aici sau ce? Nu vreau... Vino! Ești fie antenă, Maia, Mara, cum te cheamă? Eu vreau să-ți cumpăr ție o motocicletă, că fie antenă, vine Valentine's Day, pentru Valentine's Day vreau să-ți cumpăr ție! Adică cum să-mi cumpăr mie? Tu cumpăr la o gagică, dar ta cum să-mi cumpăr mie, dar să-l ai nebunit? Păi tu ești gagica mea! Du-te de aici, bă, dar să-l că... Dar să-ți am spus că nu ești amuzant, adică pe bune, ce înseamnă asta și cum să-mi cumpăr mie motocicletă? În primul rând, eu nu pot să conduc așa ceva și în al doilea rând, eu n-am cum, nu-mi place motocicleta, vrei să cad după ea, mi-e frică, dar să-l am fobie. Da, diferent, așa, uitați, luați de aici, bun, ok, papa. Ok, diferent, hai, vino, uite, ia, hai, urcă. Așa, și ce să fac cu ea, urc, și ce, și cu, dar să-l dă-te la parte, caz, dar să-l dă-te, că o să cad, dar să-l dă-te la parte. Hai, dă-te! Dă-te, că e greu, dar să-l liniște să conduc, uite-te, dă-te, dar să-l, că e greu, copa, dar să-l mi se cobor jos, coboră, lasă-l pe mine, urcă aici, așa, sunt atentă și ce, că nu vorbești, ai uitat să mai vorbești. Hai de la mol, că fii atent, vreau să-ți iau ceva de la mol. Asta e mol, dar să-l, nu mi-ai felicitat, mamă, cât de tare e, dar să, e foarte frumos molul acesta și ce se află pe aici? Stai, alu, Mara, dar tu ai setup de gaming? Ce înseamnă setup de gaming? Adică să ai un calculator, un mouse... Dar ți-am zis să vorbești cu vocea ta normal, că nu impresionezi pe nimeni. Tu aici, pe cine impresionezi, dar să crezi că impresionezi pe cineva? Păi nu, gen, să ai, cum se numește, să ai un calculator, să ai un mouse, să ai o tastatură să te joci, să ne jucăm împreună! Ce să ne jucăm? Fortnite! Păi da, eu nu-mi plac calculatoarele, nu-mi place să mă joc, adică oricum te bat la Fortnite, că tu ești foarte slab la Fortnite. Și eu să-ți iau un laptop, halo, deci eu vreau să-ți iau ție unul, da, uite, lucru frumos asta, vreau să iau un laptop, ok, m-am jucat, sunt foarte fericit. Ok, dar ești foarte fericit, dar să le că ești un băiat tâmpit, ești un copil foarte ciudat, dar să le, lăsă-mă vrea, da, stai, vino, uite, vino. Ce mai vrei? Îți iau și două de ăstea, îți iau și unul. Dar să-l gata, nu mă mai interesează, ok, dar să-l, poți să nu mai fii așa ciudat, pe bune? Ok, nici fii antena, acum vreau să vii cu mine, că mi-e foame, nu mi-a putut de foame, hai cu mine să mâncăm, tăcă. Ok, dar fii antena, uite, ia asta și asta, sunt toate pentru tine, uite și asta. Mă, ce că, mă, dar să termine cu prostiile astea, hai pa, dar să le că mai nervezi, stai, fii antena, mamă, sunt foarte special. Mă, ce, mamă, bă, dar să ce cu mama ta, ce, dar să-i, am zis că mamă un loc special,
special. Ce loc mai dansul, că mă enervez, adică ce locuri... Astea sunt locuri speciale, sunt niște locuri publice, dar sunt ele unde toată lumea s-o ce e, un mall, e o chestie. Nu aici, stai, ia! Ia, fiantelor, fiantelor, cum mă duc, fiantelor, cum mă duc, fiantelor! Fiantelor, pe aici, pe aici, bum, 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 wow! Fiantelor, fiantelor, pe aici, stânga, stânga, dreapta! Ia, 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 dreapta, dreapta, frumos! Fiantele, își fac copacuri! Aaaa! Ups, n-a fost eu! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.